Astăzi am să vă arăt un sistem inteligent pentru încălzire în pardoseală, calorifere, boiler, cilindru, așa mai departe, conectat pe telefon, aplicație. Aici avem distribuitorul cu cablurile. Aici avem cabluri pentru termostate, sunt mai multe termostate pentru fiecare zonă în parte. Noi folosim termostatele de la Heatmeister. Foarte bune, foarte reliable. Au foarte multe opțiuni. Părerea mea, sunt unele dintre cele mai bune pentru încălzire în pardoseală. Din câte am montat eu. Au variantă de a fi programate aer și probă în podeaua, floor senzor și numai senzori în podeaua. Cam așa arată el ambalat. O să vi-l arăt când o să dăm drumul. Foarte simplu. Vine fiecare cu carte tehnică, toate simbolurile, cum se conectează. Asta e cutia care e pentru încălzire în pardoseală și nu aparat. Adică orice distribuitor se poate conecta dacă aveți caloriferi care vreți să controlați separat. Orice, individual. Asta e cartea și schema cum se montează. Foarte simplu. Termostate, fiecare actuatorii, centrala. Deci noi cum legăm modelul ăsta de wiring, centrala nu stă în priză. Merge non-stop să-și facă temperatura. La fel nici cutia aceasta nu e în priză. Separat, toate vin legate la un singur întrebător, iar acesta face toată comanda în toată casa. După cum vedeți, aici în schiță, asta de aici pleacă main supply, adică întrebător, priză, se alimentează cutia și de aici pleacă în continuare. Centrala e aici, pompa de recirculare aici. Aici e pentru control individual, adică zone valve, servomotor sau cum se mai spune, motorizing valve. Aici vin fiecare actuator, sunt 8 zone. Avantajul e, a 8-a zonă poate fi conectată pentru cilindru boiler de apă caldă. Adică se poate face cu electrovalvă, ăsta e sistemul cu electrovalve, cu două electrovalve, S-plan, se poate face și îl controlezi în aceeași cutie, apa caldă, tot. Ai programator care îți vine cu un telefon, neostat, îl poți transforma și în timer, adică are două funcții. În meniu, în cartea lui, îți arată exact ce vrei să faci din el și cum vrei să faci. Aici e legendă dacă vrei să faci ceva notes. Așa, deci ăsta e termostatul, asta e cutia și mai avem aici, avem o grămadă de instalat. O să, acestea sunt actuatorii, general, aproape ca toți fac aceeași treabă. Și aici avem hub. Hub-ul e un router care se conectează la routerul existent în casă, la internet, după care are instrucțiunile înăuntru. Foarte simplu de legat. Apeși un buton, se conectează cu aplicația de pe telefon după ce ați downloadat-o. Apple Play sau Android funcționează la fel. Foarte simplu de parotat. Încă un avantaj la acest sistem. Dacă aveți încălzire în pardoseală electrică, fac termostate pentru electric 230, adică toată casa poate să fie controlată de pe un singur sistem. Au întrerupătoare pentru uși, geamuri, au senzori pentru dacă ai uitat ceva, ai uitat să tragi un termostat sau ceva, au senzori în care poți să pui în altă cameră să îți spună temperatura. Cam asta e momentan, o să ne apucăm de instalat. Am conectat toate actuatoarele, toate servomotoarele. Am conectat parte din termostate doar pentru demonstrație. Vedeți, avem curent aici, e conectat în prelungitorul ăsta extensia.
Și avem un bec în care asta merge comanda la boiler, la centrală. Pentru un moment, deci nu este nimic, da? Aici permanent live. Deci trebuie să faci loop-ul ăsta aici. Dacă vrei să iasă pe aici 2.20. Deci ce intră în partea stângă, iasă în partea dreaptă. Nu avem nevoie de 2.30. Așa. Hai să vă arăt termostatele, că sunt legate la curent. Deci sunt două modele de a lega. Deci, cum vedeți, avem neutral life, A1 intrarea, A2 comanda la centrală. Deci asta e cu 4 fire, display-ul. Așa. Asta e acceptul. Asta e pentru froze, unde are căsuța. Sus, săgeata în sus. Ați auzit, făcut click. Uitați-vă, s-a prins becul. Deci comanda la centrală merge. Acum, dacă apăs butonul off, e off, s-a oprit. Deci el ajunge termostatul la temperatură și decuplează centrală tot sistemul. Acesta, al doilea termostat, al doilea fel de a se lega. Aici avem pământare, foarte important. La tot ce aveți 2-3 zile să aveți pământare, becuri, prize, termostate, nu contează. Live, la fel, neutru A1. Aici, pentru că, să zicem că avem un cablu cu 3 fire, da, și pământarea, live-ul intră la A1 pentru